Salut! Și bine ați venit la episodul de astăzi. Voi încerca să explic modul în care eu mă documentez și mă interesez atunci când vreau să cumpăr o mașină. În primul rând încerc să-mi răspund la 3 întrebări. Prima, câți bani am? Ce vreau să fac cu mașina? Și ce tip de mașină vreau să fie? Acestea sunt cele mai importante întrebări pentru a putea, cele mai importante răspunsuri, pardon, pentru a putea să te apuci să-ți cauți o mașină pe internet și pentru a nu căuta acum carul cu fân. După ce stabilesc răspunsurile pentru aceste 3 întrebări, mă apuc și caut pe internet, în târg, depinde de metoda pe care o agrează fiecare. Eu, de preferat, încep cu internetul pentru că este cea mai comodă metodă. Luăm la rând cele mai importante site-uri de auto. Așa. Și folosim căutarea avansată. Spunem că am stabilit un preț de 6.000 de euro și vrem o mașină de familie care poate să ne ducă confortabil din A în B, fără prea multe pretenții, fiecare acum cum preferă. Eu, unul, evit anunțurile trecute de samsari și după 50-100 de anunțuri citite, ai să vezi că, de obicei, cei care se ocupă cu vânzarea de mașini au un anumit tip de anunț. Și, de obicei, este identic pentru toate anunțurile lor. Deși știu că e la modă să spunem că vreau mașina adusă de afară, că nemții și străinii au altă mentalitate. Însă, mașina nu e adusă de un neamț, ci e adusă de un român, care vrea să facă bani. Da? În concluzie, prețul unei mașini din străinătate, să spunem că e 4.000 de euro, da? Pentru transport, cel care se duce să o cumpere de acolo, își pune undeva la 200 de euro, 300 în funcție de cum o aduce. Dacă o aduce pe roți, e mai ieftin. Dacă și-o aduce cu platforma, evident că o dubă consumă mai mult, dar poate să aducă mai multe. Să zicem că o mașină în România costă 6.000 de euro, da? Indiferent că e adusă din România, că e cumpărată din România sau e cumpărată de afară. Întrebarea asta în felul următor. Cum de cineva poate să o aducă din Germania, să spunem, și să o vândă la același preț cu cea din România, având în vedere că își pune transportul și profitul. Clar, acolo mașina a fost mult mai ieftină. Evident, poate să fie una lovită și reparată sau cu mici defecțiuni și reparată pe traseu. Am mai auzit cazuri. Așa. Bun, să spunem că am ales 5 anunțuri, poate 10-20. Luăm mașina care ne place cel mai mult, avem grijă să fie anunțul cu poze bune, de calitate, să nu fie făcute cu un telefon prost sau o cameră proastă, să aibă o descriere ok în care să ne dea cât mai multe informații nu despre dotările mașinii, ci despre mașina în sine. Dotările, până la urmă, le au toate, mai puțin anumite mașini care vin full fără piele și fără semnalizări sau faruri. În acest moment, eu mi-am găsit o mașină, am sunat, am vorbit, povestea pe care vânzătorul mi-a spus-o pare cât de cât reală și coincide cu anunțul. Se întâmplă și cazuri în care nu coincide, dar astăzi am avut noroc. Acum o să plecăm să cumpărăm, să vizionăm o mașină, că o cumpărăm pe urmă. Bun, am ajuns la locul stabilit cu vânzătorul. Mașina de astăzi este o Skoda Octavia. El nu a venit încă, însă mi-a spus că pot să mă uit eu la mașină, mi-a dat și cheia, cel mai tare vânzător. Da? De preferat să nu vă întâlniți în locuri întunecate, obscure sau dubioase. Da? Bun. La ce ne uităm? Primul lucru. La aspectul exterior, dacă vânzătorul este lângă voi, vă uitați repede la exterior să vedeți dacă are
urme de accident, de, și dacă este mâncată de rugină, dacă vi se pare ceva dubios față de anunțul respectiv, da? Pe urmă, cel mai bun lucru de făcut este să îi cereți actele clientului, evident cu frumosul, nu cu forța, pentru că un client supărat s-ar putea să ne ia la bătaie sau să ne trimite la plimbare. Și verificăm odată actele, dacă coincid atât cartea de identitate, talonul, și de preferat ar fi să-l rugăm pe vânzător să ne arate și buletinul, pentru a fi sigur că persoana respectivă este cea care vinde mașina. Seria de șasiu, de obicei, este trecută frumos la vedere, da? O verificăm. Dacă totul este în regulă, putem să continuăm cu vizionarea mai amănunțită. Și ce ne interesează? Primul lucru, rugină. Vedem vreun punct de rugină? Nu vedem. Bun, trecem mai departe. Vedem distanțe diferite între panouri. De exemplu, la aripă și ușă are vreo diferență de distanță. Liniile par drepte, ușile par aliniate. Dacă ne place până aici, rugăm vânzătorul să ridice capota. În funcție de vechimea mașinii, se pot observa mici urme de pânză de păianjen pe lacul mașinii. Acest lucru se întâmplă de obicei pentru că mașina e veche sau a fost spălată cu o perie, dar acest lucru nu deranjează prea rău. Până la urmă, în funcție de buget, ești mai pretențios sau mai puțin pretențios. La o sumă mai mică, evident, pretențiile mai scad. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cumpărăm un hârb. Da? Verificăm partea din față, dacă a fost lovită. Motorul, dacă pare prea curat, poate să însemne că cineva este pasionat de mașini sau că a fost special pregătită pentru vânzare. Verificăm lichidul de antigel. Mai putem să aruncăm un ochi și la lichidul de frână. Se află în acel bidonaș din spate. Putem să verificăm și bateria. La mine se dă ușor jos. Este un rombat de 12V și 75A. Întrebăm când a fost schimbată. Are și un ochi magic, însă la vechea baterie, sincer, era verde și după 8 ani. Așa că nu ne spune prea multe. Ce mă mai interesează? Ulei în zona asta nu foarte tare, însă în această zonă mă interesează foarte mult dacă are ulei, pentru că înseamnă că scapă pe undeva ulei. Putem să ridicăm capacul de la motor. Ia uite-l, mă. Ușor să nu-l rupem. Evident, al meu i-a rămas antifonarea pe motor. Da, mișto. Este ok, nu are ulei. Mai întrebăm și diverse detalii de genul când a schimbat bujiile sau dacă au fost vreodată schimbate. Întrebăm de revizii, distribuție, toate nebuniile necesare. Bun, mașina pare ok, îmi place și aș vrea să o probez la drum, să văd cum se comportă. Dar cel mai important lucru ar fi să văd și cum o conduce vânzătorul. În concluzie, o să-l rog pe el să urce la volan și o să stau în dreapta pentru a putea analiza mersul mașinii și modul de conducere al șoferului. Bun, am pus vânzătorul să meargă 1-2 km cu mașina. Îmi place cum conduce. E posibil să conduc așa de calm pentru că vrea să-și vândă mașina. Însă, am putut să fiu atent cum sună motorul atunci când pleacă de pe loc, când schimbă treptele de viteză, când ia o groapă, când
trece peste denivelări, da, când pune frână, mașina nu scoate zgomote ciudate, vorba aia, nu bate, nu troncăne, e ca din fabrică, da? Asta e un lucru bun pentru mașină. Acum, o să-l rog să facem schimb și până la punctul de întâlnire o să conduc eu. Pentru că vreau să văd cum se simte ambreiajul, cum se simte accelerația, cum trage motorul. Însă, cel mai important lucru, atunci când te urci în mașina unui om străin și nu ești hotărât că o vei cumpăra, trebuie avut în vedere faptul că acel om ține la mașina lui și nici nouă nu ne-ar conveni să vină cineva să își bată joc de mașina noastră. Așa că, dacă vrem să facem un test de genul pleca cu scârț de pe loc, dus mașina în 4.000, 5.000, 7.000, câte ture are ea pe bord, va trebui să cerem voie. Sincer, eu unul, dacă ar veni să-mi facă cineva așa ceva, l-aș băga în portbagaj în prima secundă, l-aș aduce într-o zonă de genul acesta și pe bune că l-aș lăsa în fundul gol. Așadar, spor la cumpărare, pot să vă spun, și dacă am omis ceva, puteți să lăsați comentarii și să spuneți ce părere aveți despre această descriere.